disciplină. Lasă tu mila. Vai, cum dă cu capul. Am un damnie, zice. Ce frumos dă cu capul, șei? Ghetuca de ea. Da, dacă dă cu capul ghetuca de ea și tu nu ești atentă lângă ea. Eu cred că pe mult am pus. Și tu ce aștepți? Nu se dă nimic. Cereale gata, fân. Se ceartă cu ei. Băi, dar tu ce faci acolo, bă? Băi, eu n-a știu că tu mânci salate și dubleți, mă, că nu-ți mai cumpăra carne, mă. Ieși afară de acolo. Ieși. Hai, că ți-ai aflat tu de unde să mânci de la port. Hai de acolo. Hai, hai. Chipul ăla furisit. Bă, n-a știu de ce e așa gras. Uite ce tu ce gras e. Și ăsta mâncă de la port. Bă, 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 vine aici. Ce-ți? Culcat? Grasule, de ce mănânci de la port? Bă, eu n-a știu, mă, că ți-am adus și din capă. Și tu mânci și de la port. Hapsânule. De ce aș face pe măriu ca pe zăpada? Deși locuim la țară de peste 10 ani, în fiecare an iarna ne surprinde, așa cum îi surprinde pe ăștia care trebuie să dezăpezească orașele. Dar pe noi ne surprinde pentru frumusețea cu care acoperă tot și cumva înfășoară așa toată țara, toate frunzele ofilite, toată natura o îmbracă într-o plapumă frumoasă și o pune la culcare până anul viitor. După momentele astea de surpriză și de admirație, ne amintim că avem animale și trebuie să mergem la ele. Așa că hai să vedem ce fac animăluțele noastre. Le ducem ceva de mâncare. Țiț! Ce fac noi? Hai, hai! Hai că merem, hai! Hai acolo la capre cu animalul, hai că acolo-i cald, hai! Du-te, 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 nu bloca! Oi, 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 dar nu te doare capul. Ce? Nu te doare capul. Ok, că îl doare nasul, dar n-are nimic. Mă, dar interesant că afară nu tușești, mă. Nu vrei să stai afară toată ziua? Vă cam ninja acolo, mă. Fetițele. Măriuca, ce faci? Măriuca! Ce faci? Unde ți-i puiu? Ce se uită la noi? Ați
ținități am. Nu mai vinități în adăpostul ăsta de o grămadă de vreme. Așa, Măriuca. Și tu ce aștepți? Nu se dă nimic. Cereale gata, fân. Din cel mai rău vă dau. Să gătați cu mulțul că m-am săturat. Încă mulgem caprele astea așa cum în final de noiembrie. Vă trei dintre ele nu se lasă nici cum. Așa că granule deloc, până terminăm cu lactația. Moima asta te dă din cap. Adă-mi! Adă-mi odată! Adă-mi! Am aici în butoiul ăsta am făcut porumb din acela mai mic, mai spart pentru ea și îl dau așa direct cu tot cu cocean. Acum sunt curios ce reacție o să aveți voi la treaba asta. Dar și cum poate în spatele tău? Voi, urmăritorii mei, o să-mi spuneți în comentarii. Aia, ți-e bună și limba deoarece. Așa îi dăm cu tăcu cocean, îi păcătate butoiul, că mai este atâta un pic, un lat de palmă pe butoi. Și după aia să-i dau boabe măcinate, împreună cu amestec de orz și ce mai da, o să vă arătăm în videourile viitoare. Dar deocamdată am vrut să mă scap de ăsta, că e greu de desfăcat, fiind mai mic, cocean mai mic și capete de cocean, așa că rumegătoarele, Măriuca, le mănâncă. Pentru purcei, pentru porcelușe, avem aici mâncare premium granulată de mine, care conține porumb, orz, strot de floarea soarelui, strot de soia și tărâță și niște sare. Poți să-i mai dau? Poți să-i mai dai. Du-te la o parte. Că vreau să-i dăm de pe-te. Ultima dată când am filmat purcelușele, erau 3. Dar din păcate de atunci una a mers în raiul purcelușilor și au mai rămas 2. Le-am mutat din coace. Știi ce am observat eu la tine, Măriuca? Tu acum fii atentă. Măriuca noastră, dacă știe că acolo eu îi dau găleata de porumb, e foarte agitată când îi dau porumbul, când îi dau... Nu-ți mai dau porumbul decât când ies din adăpost. Pentru că tu te învăța să nu dai laptele când ți-ai mulze minte naș, numai cu mutre. Și așa ceva nu se acceptă. Îți primești când hotărăsc eu. Ai înțeles? Lasă mutrele, că n-ai numai 2 ani de zile. Și gonga asta de fată e mai mare ca tine cu vreo 5 ori. Și animalul, dacă lăsăm să-și facă de cap și să decidă el ce și cum se întâmplă, dăm de baie. Așa că eu îți dau când am eu chef, nu-i mai da, la plecare. Când plecăm din adăpost, s-a întâmplat de mai la început, când am început să-i dau cocenii, am zis, hai că-i dau să fiu lângă ea dacă se întâmplă ceva, dacă trebuie să o resuscitez sau mai știu eu ce. Dar acum e clar că nu are probleme, ea își mănâncă coceanul, s-a învățat cu el, care-s mai mare un pic, îi rup în două și mănâncă liniștită coceanul, cu tăcu cocean. Mai rămâne prin balegă câte o boabă, două, dar nu e așa de multă problemă decât să stau să desfac câte un capăt de cocean. Dă-te înapoi, dă-te înapoi, că așteaptă zâmbul. Am plan să-i fac aici un valeu din tablă mai groasă și dreptunghiulară, pentru că eu am improvizat oala asta prinsă aici într-un șurub și deocamdată funcționează, dar trebuie să facem ceva mai de calitate și mai rezistent pentru ea. Ieslea e o
ușă de lemn de stejar, pus aici. No. Hai da să vă arăt ceva foarte frumos. Ce mă bucură foarte, foarte mult la bivolița noastră, că începe să-și facă ujeraș. Are deja uger căpruța, diboluța. Deja s-a umflat. Dar nu se vede. Nu s-a vede. E umflat, deja simți carne. Genunchiul tău stă. Deja simți carne, deja simt. Cred că dacă trag și lapte vine, uite. Nu, nu mai trage, că nu-i voie. Nu trag, mă, chic, am tras. Trebuie să vă spun că cel mai mult ne bucură faptul că, datorită procedurilor pe care le-am aplicat, dumneai s-o liniștit. Și cel puțin cu mine, când vin aici, ia, o mai tresărit un pic, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, dar... Nu s-a mai întâmplat în ultimul timp. Nu, 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 că n-am mai văzut o să tresară așa ca și cum, ioi, ce mă prinde pe dedesubt. Deci stă liniștită și chiar dacă o mai surprinde câte un pic, ne dă voie să umblăm pe la ușă, pe la pulpă. Așa-i, mamă? Așa-i, iubită? Și o să ai un puișor și o să-l iubim și pe ăla, dacă ne faci o puie pe ivoliță, ioi. O puiuță, o să fim foarte bucuroși, dar orice, orice fată, așteptăm cu foarte mare nerăbdare și cred că și voi care urmăriți canalul Roșan la Țară, pentru că e prima noastră bivoliță și noi n-am mai crescut. Bunicii mei aveau bivoli în Cluj acum vreo 15-20 de ani. N-am mai asistat niciodată, la o fătare de bivoliță și de-abia așteptăm să vedem cum e evenimentul, ce o să fete, ce comportament are, pentru că deja uite, am făcut o greșeală mare, că ea numai la cocenici ea să uită, dar eu îți dau când vreau eu, da? Și tu să termin cu mutrele. Da. Ai răbdare. Învață-te cu răbdarea. Că nu-ți dau. Nu-ți dau porumb. Hai că-ți dau un cocean pentru pupici ăștia lipicioși ce mi-ai dat. Un cocean meriți. Și după aia aștepți. Aștept să le pun la capre. Vai ce mult. Am un miftic. Cerbura standard e așa, ce rămâne de la capre peste noapte, îl tragem aici lângă ea. Să mânce și ea, mâncare e așa mai rea. Nu se învețe cu mâncare pe bună. A primit ea și mâncare bună pe când a făta. Dar caprele aleg ce le place lor și restul rămâne la ea. Și el mai întoarce cu capul, el tot pântece părțile. Apropo, vezi înțelepciunea bătrânilor, cum făceau ei mai demult, că animalul era cu capul către păreche. Iesle era către păreche și mai ales la bivol. Pentru că, pe lângă eficiența spațiului la bivol, e foarte important să n-aibă unii arunca pânul în tăce părțile, știi, că tare mult îl scutură și îl întoarce. Da, dar cred că are și o dispoziție mai bună, așa, știi? E mai fericită, că vede mai multe lucruri, altfel îi, știi? Cam oriunde ar fi să poate întoarce cu capul să vadă lucruri. Uite, tot cu speranță în ochii, tot cu speranță, știi? Speranța e foarte importantă, chiar și pentru un animal. Nu era speranța, dar e vorba că dumneai... Dacă îi faci numai pe plac... Da, păi nu știu, gheata, așa cu jin să uită, așa... Cu jin, dar când dă așa din cap, numai e cu jin, atunci ai cu ponturi. Și ponturile la noi nu se acceptă. Disciplină, lasă tu mila.
trebuie. Vai, cum dă cu capul. Am o îndamnie, zice. Ce frumos dă cu capul, șai? Ghetuca de aia. Da, dacă dă cu capul ghetuca de aia și tu nu ești atentă lângă ea și te nimerește. Dar nu dădea cu capul așa, n-ai văzut-o, lasă că-i vedea un filmare. Da. Deci se bucură că primești și ea mult. Se bucură că aduci fân și ea, n-o amui rândul meu, zice. Deci nu mi-e bună mâna asta. Dă-i mâna asta mă doare din încheieturi. Am fost de-a mai cumpărat de-a din sat recent. De la un vecin niște pân. Pentru că nu vreau să mă bag încă în baruță de luțărnă. Și din păcate chiar dacă balotiera ajută și eficientizează un pic lucrul cu fânul, adună și praf. Că fânul ăsta mult praf, nu, fânul ăsta nu-i mucegăit, nu-i nimic cu el, dar care după ce teren l-a luat omul, greblele alea care trag fânul în balotieră mai trag și praf. No, dar nu-i nimic, că animalele îl mănâncă. Ideal ar fi să nu fie deloc praf, pentru că ziceau unii că și animalele fac silicoză, cum fac minerii care stau în praf mult. Sau alte boli de plămâni. Da? Ce-i tu? Nu mai vrei porumb, uita de porumb, mă. Am deja cu fânul. No, hai să-i dăm. O aștepta destul. O înțeles și ea că nu... Înțeles și ea că nu capătă numai după cum dă din cap. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Hai, că ți-am dat, amu. Cu tăcul cocean, o găleată de asta de 5 litri dimineața și una seara, aia e poftă. Afectează dinții. Hă? Nu-i afectează dinții prea tare. Nu cred. Tu știi ce măsele are asta în gură? Nu mestecă cu dinții din față. Cu aia păi da, nici nu are cum cu dinții din față, că n-are numai jos. Mestecă cu gura închisă, Măriuca. Ce? Obiceiuri s-astea. Așa, luați-o bunele maniere. Adă și o carte să citească. Am cartea cu bunele maniere. Ți-o aduc dacă nu te știi comporta în societate. Uită-te cum îți pică din gură. Te bagă la televizor, te vede tot internetul și tu te comporți ca o vacă. Bă, mi-ai adus aminte de Sofia. Ce drăguță a fost Sofia de dimineață, am început să s-o pus lângă noi în pat și a început ea să mă dărea, că zic, vai Sofia dragă, cât ai fost de mică, numai atâta, ioi, că erai numai atâta. Și după aia, cât ioi tu Sofia, dar apoi ai fost cât o mâță. Da? Și ai fost, mai înainte ai fost cât un șorec. Și după aia zice, da, și am fost și atâta, cât o vaca Domnului, zice. Da, a fost și mai mică de atâta, da? Nu și-a duce ea aminte. No, am uțit bine tu? Mutosă. E cu minte.
Uite, prietene, ce frumos mănâncă. Opa, musai să găb butoiul ăsta de golit. Că de-abia aștept amul să topește zăpada zilele următoare. Și îmi duc butoiul în sus. Și mă pun să-mi desfac. Vă dau o butoaie de porumb și aduc aici la măriu ca măcinat, granulat, așa cum îi trebuie ei, că pe la Crăciun a fătat de-a tare. Lor de nu pe la anul, până ianuarie, cât de vreme. De-abia aștept să văd. E anul nou. E anul nou, mi-aduce un puiuț nou. No, am cât mă lai să fie într-o găleată de asta de 5 litri cu tăcu cocioară? 2 kg de mălai. Că ziceau oamenii să nu-i dau tare mult de mâncare înainte de fătare, că e prima fătare și să nu crească greu. Prea mare puiul. Să nu frete greu, cum a dat domnul? Nu-i foarte mare, aș zice. Trebuie eu să ne pregătim, să ne luăm oxitocină și ce ar mai trebui de la farmacie. Cred că avem oxitocină, dar m-am chemat doctor dacă a fi nevoie. Dar păi avea pe cine? De anul nou. Că noi așa trebuie să ne pregătim de ajunul de Crăciun și de ajunul de anul nou. Trebuie să aduc doctorul la capre să le facă pentru... Cum îi zice la boala aia? Că un an de zile... Agalaxia? Da, pentru o galaxie contagioasă. Le revine acum în decembrie. Tătea, ce ai făcut de păr, tu nu mai ești bună de pusă la televizor, amu. Tătea, ai făcut de stroc. No, bun, hai să dăm și la purcelaș. Da-i dat. A. Ia este, n-am dat la purcelaș. No, hai să le lăsăm, că aia cele mai noi. Avem aici mai... Mai fi. Aici ce-i zer? Da, trebuie. Eu cred că pe mult am pus. Da, le-am pus o tata mucă. Gruia ce trebuie? Ar mânca și el ce trebuie. Și mâțul, ia. Uite-te la el. S-au lungit purcelele din ce văd eu, s-au îngroșat un pic. Eu mâncam mâniți. Uite, ia zice că eu mâncam. Na. Nu vă dați seama cât e satisfăcut și cât e bucuros mă duc eu din adăpostul ăsta de la animale, deoarece atunci când vin la ele, tăte îs... Na, și când ne dai, ce ne-ai adus? Dar acum când mă duc, tăchesc. Asta e. Cu limba pe afară. Păi de acolo. Ia pisoiul să linge pe spate. Toată lumea e bucuroasă. Deci, la nivel subliminal, eu mă încarc cu o energie din aia de... Bine că le-am rezolvat pe tăche. Și am o mere miară la căldură. Stai că ai ceva aici. N-ai treabă, că nu te poți băga în frân. Da, da, și te, îți mișcai capul și ăla. Da, și era foarte așa și așa. Da. Deci le-am făcut curat, au apă, au tot ce le trebuie, au sare, au mâncare. De acum încolo le-am făcut curat aici, că era până aici pe fânul la ele. Mizerie. Și gunoiul. Am scos afară foarte mult gunoi. Și acum... Toată lumea e fericită. Mergem și noi la casele noastre. Chiar dacă la unii li se pare scârbos sau urât mirositor să stai la țară, să lucri cu animalele, pentru noi e o foarte mare bucurie, motive de relaxare și ce poate fi mai frumos decât să știi că iarnă-vară, animalele astea pregătesc acolo un puiuț în burtică pe care să-l fete, să pregătesc să-ți dea lapte. Și avem belșug în gospodărie și în casă. Belșug din ăla bun și sănătos. Dragilor, ăsta e video de astăzi.
neapărat să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați la Orășan la Țară. Vă mulțumim pentru vizionare, pentru susținere. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ia amesteacă nu ăsta cum îl apleacă zăpada atâta. Eu vreau să crească drept în sus, nu să se aplece. Ce e asta? No, vedea până la iarnă cum scapă. Dar fain, s-o prins. Și ăsta o să facă așa o coroană și o să fie aici așa. Hai să-l vezi pe grună, hai repede, hai repede, hai nou. Se ceartă cu ei. Băi, dar tu ce faci acolo, bă? Băi, eu n-a știu că tu mânci salate și dubleți, mă, că nu-ți mai cumpăra carne, mă. Ieși afară de acolo. Ieși. Hai că ți-ai aflat tu de unde să mânci de la port. Hai de acolo. Hai. Aici. Hai afară. Hai. Aici. Tipul ăla furisât. Meteule. Bă, n-a știu de ce e așa gras. Uite ce tu ce gras e. Și ăsta mâncă de la port. Bă, bă, bă. Vine aici. Șezi. Culcat. Grasule, de ce mănânci de la port? Bă, eu n-am știut, mă, că ți-am adus și din cafe și cum și de la port. Hapsânule. Hai, hai aici. Hai aici.